Și pentru că s-a vorbit atât de mult în aceste zile de libertate, putem spune că omul bun e un om liber. Că omul care iartă e un om? Omul care se roagă e un om? Omul care are curaj e un om? Omul care este entuziast este un om? Și omul care are credință e un om? Așa, vă doresc să vă hrăniți libertatea din bunătate, din iertare, din rugăciune, din bucurie, din entuziasm, din curaj și mai ales din credința cea dreaptă. Bucurie sfântă, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și pe